Necătând la faptul că, din păcate, nivelul campionatului României nu atinge cele mai înalte cote, totuși aici au jucat și încă joacă fotbaliști care au în palmaresul carierei sale meciuri pentru naționale prestigioase. Sau chiar mai mult de atât, fiind legitimați la vreo echipă românească, au fost convocați la selecționatele sale, poate nu tocmai cele mai de top, dar cu siguranță peste nivelul mediu. Hai împreună să vedem despre cine este vorba. Naționala Senegalului devenea principala revelație a campionatului mondial din 2002, când ajungea până în faza sferturilor. În prezent, africanii se află pe locul 25 în clasamentul FIFA. În perioada dintre 2003 și 2009, în Naționala Senegalului juca Ousmane Ndoye. Odată cu transferul la FC Vaslui în anul 2008, restul carierei sale, Ndoye a petrecut-o în România. În prezent, atacantul de 40 de ani, care a strâns 27 de meciuri pentru selecționata Senegalului, joacă la CSM Târgu Mureș. Modusu Gu debuta pentru reprezentativa Senegalului în anul 2007, colectând în total 12 meciuri. Ultima sa apariție în tricoul selecționatei datează din anul 2013, când Sugu se transfera la Olympique Marseille de la CFR Cluj, echipă unde senegalezul a petrecut 2 ani. Nigeria posibil este țara cu cele mai profunde tradiții din lumea fotbalului de pe continentul african. Așa cum generații de-a rândul oferă fotbalului mari jucători. Nigeria este triplă campioană a Africii, de asemenea se califică regulat la campionatele mondiale. În perioada dintre anii 2004 și 2008, Cristiano Bodo, pe atunci fotbalist la Udinese, era parte autentică în naționala Nigeriei, jucând în 21 de meciuri și marcând 4 goluri. Apoi a urmat o bruscă scădere de formă. În anul 2016, Obodo a reprezentat două echipe românești, mai întâi Concordia Chiajna, iar apoi Pandurii Târgu Jiu. Coechipier cu dânsul la naționala Nigeriei între 2007 și 2008 a fost Ifeani Emegara, un fundaș stânga care evolua pe atunci la Steaua București. De asemenea, pentru Nigeria a mai evoluat un stranier din Liga 1, Nwankwo Obiora, un mijlocaș care a jucat timp de un an la CFR Cluj. În linia de atac a naționalei din Coasta de Fildeș, mereu a fost o concurență intensă, e și firesc într-o echipă unde joacă Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou, Wilfried Bony sau Seydou Doumbia, nu poate fi altfel. Însă în această generație de aur a fotbalului ivorian s-a găsit loc și pentru un fost jucător al celor de la CFR Cluj, Lassina Traore, care a marcat și 4 goluri în 12 meciuri pentru selecționata țării sale. Naționala Poloniei este o echipă destul de solidă și stabilă. Cred că ar fi într-o oarecare măsură surprinzător dacă polonezii nu se vor califica la un turneu final. Cel puțin variația sa de fotbaliști e una onorabilă și corespunzătoare unui turneu major. Pavel Golanski a reprezentat selecționata Poloniei timp de 3 ani, bifând 14 meciuri. Acest interval de timp a consonat în mare parte cu perioada în care Golanski a evoluat pentru Steaua București între 2007 și 2010. Rafal Gârcelac, decarul de scurtă durată a roșialbaștrilor. Cu siguranță vi-l mai amintiți, a reprezentat Steaua între 2009 și 2010, iar unicul său meci pentru Naționala Poloniei l-a petrecut pe data de 7 februarie 2007, într-un meci contra Slovaciei încheiat cu scorul de 2-2. În schimb, Lucas Șucala a strâns 17 meciuri în tricoul selecționatei poloneze, marcând și un gol. Fundașul a jucat timp de 5 ani în România, trecându-și în palmares echipe precum Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești și Steaua București. Vecina Poloniei, Ucraina, a dat în secolul 21 un deținător al balonului de aur. Plus la asta, ucrainenii ajungeau până în faza sferturilor la campionatul mondial din 2006. Atunci, în lotul galben albaștrilor, sclipea un tânăr atacant, Artyom Milevski. Ulterior de 2 ori fotbalistul anului în Ucraina. Însă din cauza comportamentului deviat, dincolo de sport, a avut de suferit și cariera sa sportivă. Fiind alungat de la Dinamo Kiev și de Naționala Ucrainei, fotbalistul a început să rătăcească pe la diferite echipe, ajungând și prin România. În anul 2016, jucând 13 meciuri pentru Concordia Chiajna, în care a marcat și 5 goluri.
După ce Grecia se impunea la campionatul european din 2004, atitudinea mulțimii față de eleni urma să fie alta. Da, cu certitudine, grecii nu au mai repetat acea performanță, însă de atunci, stabil, se califică atât la campionate europene cât și la campionate mondiale. Spre exemplu, în lotul final de la campionatul mondial din 2010, în componența urmașilor lui Ahile și Tezeu, se regăsea un fotbalist pe nume Pantelis Capetanos, care nu a jucat în total pentru echipa națională mai mult de 4 meciuri, însă nouă ne e cunoscut grație evoluțiilor sale pentru Steaua București și CFR Cluj. În naționala Portugaliei, poziția de titular ireproșabil între buturi este privatizată de mult timp de către Rui Patricio. Însă mai e un portar pe nume Beto, care îi face concurență lui Patricio, un portar care a colectat deja 14 selecții. În sezonul 2012-2013, Beto a reprezentat echipa românească CFR Cluj. Generații de-a rândul, concurența națională a Croației e una destul de intensă. De când această țară și-a dobândit independența, a dăruit lumii o mulțime de mari fotbaliști. Deci nu e atât de ușor să fii convocat în această națională. În anul 2005, un tânăr atacant de la Lece, Sasha Bjelanović, era solicitat pentru un amical contra Israelului. Bjelanović urma să-și facă debutul, iar peste 5 ani semna cu CFR Cluj, unde petrecea 13 meciuri și marca 8 goluri. Peste 2 ani se întorcea tot aici și mai marca încă 4 goluri în 14 meciuri. Naționala Columbiei este una dintre cele mai puternice echipe de pe continentul sud-american. Iar în deceniul trecut s-a stabilit o colaborare proeminentă între selecționata Columbiei și echipa românească Steaua București. 4 jucători columbieni care au evoluat pentru Steaua au fost convocați în echipa națională. Mai cu seamă este vorba despre Dairo Moreno, care evoluează și în prezent pentru Naționala Columbiei, unde are deja peste 30 de meciuri jucate. Dairo Moreno a evoluat pentru Steaua timp de 2 ani, marcând și 14 goluri în 47 de meciuri. Iar José Moreno a evoluat în 2 rânduri la Steaua, împrumutat în 2008 și împrumutat în 2010. Pentru echipa națională a bifat 3 meciuri. Tot 3 meciuri a strâns și Juan Toja. În schimb, tehnicul mijlocaș a îmbrăcat de mai mult de 50 de ori tricoul Stelei. Iar al patrulea columbian este portarul Robinson Zapata, care a disputat primul meci pentru selecționata Columbiei în anul 2007, iar pentru ultima dată a fost convocat în 2016. Zapata a apărat poarta Stelei timp de 4 ani, din 2007 până în 2011. Mai e și o altă națională din America de Sud care a legat o relație de colaborare, să-i zic așa, cu o altă echipă românească, Uruguay și CFR Cluj. Alvaro Pereira se transfera la CFR în anul 2008. Tot atunci debuta în naționala Uruguayului. Țin să menționez că mai reprezintă și acum selecționata țării sale, unde a strâns deja 83 de meciuri. Alvaro Pereira a jucat doar un sezon pentru Feroviari. Tot atât timp a jucat în România și compatriotul său Matias Aguirre Garay, care i-a reprezentat pe Alb Vișinii în anul 2012, iar în echipa națională are 4 meciuri. Și cred că cel mai notoriu și ilustru nume din episodul de astăzi va fi vociferat pe final. Julio Baptista, cu 47 de meciuri în naționala Braziliei, cu echipe în palmares precum Real Madrid, Arsenal, Sevilla sau AS Roma. După ce și-a încheiat cariera în anul 2017, mai mult de un an a stat departe de fotbal, până când în vara anului 2018 a semnat cu CFR Cluj. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!